Da, asta chiar sunt povești pe care nu le-am mai spus. Foarte puțin lume care le știe. Deci, A venit Revoluția, eu am fost revoluționarul ăla cu... Eu am luat steagul în timpul Revoluției, am ai mers fost la, ai în fost fruntea la, da, ai coloanei, fost la. da, trebuia să intru în poliție, să... Culmea că din partea studenților care s-au format, băiatul care a intrat în locul meu a fost împușcat și a murit. Am pus să fac business de pe clasa 9, pe vremea lui Ceaușescu, adică intrau Exact. multe chestii, se luau pe acolo și se vindeau multe lucruri care... Apropo, când am venit din Germania, în România, am zis, Nici mă, nu mă apuc știa să fac nimeni. rigips. Nu exista. Și mergeam la toți constructorii, toți prietenii care mai aveau firme de construcție. Ce, bă, Dane, aici la noi cărămida, Da. cărămidă, frate, nu există altceva. Am plecat de la un chioșc, un chioșc pus în broscărie, când cobori în broscărie să mergi către Agnita, Da. pe partea dreaptă, chiar lipit de blocul părinților Am mei. primit. Am avut parte de asocieri. Mie nu mi-a fost niciodată frică de asocieri. Crea de... Educați, noi eram educați, noi, antreprenorii, Da. să facem bani. N-am fost niciodată un om Da, n-a care fost prea, să da. pună banul pe primul loc. Banul a venit ca o consecință A a ceea ce ceea ai ce am făcut. făcut. Seamnă bogat. Eu nu mă consider un om bogat. Eu mă consider un om care este împlinit. Pe care mi-am luat 100.000 de mărci. Po. 100.000 de mărci erau bani mulți atunci. Asta mi-a zis, n-ai cum să faci. Cum n-am cum să fac? Păi n-ai cum, că ăștia sunt afaceri de familie, ăștia numai asta fac. Uite, ăla e patron de acolo. Ăla vindea la casă. Un tip mișto, jovial, Da. un turc. Turc, nu? Un turc venit la 3 ani de zile în Germania. Bine, bine, dar cât îmi plătesc Rezeta. să-ți dau rețeta? Și am zis, oricât mi-e cere, pentru mine e prea mult și pentru Pentru tine e tine e prea prea puțin. puțin. Cum treci tu să faci un fast food, o Da, la kebab. chichineață acolo, să faci tu șorbă? Și am zis, băi, eu nu fac un fast food, eu o să fac o franciză.